De a deschide ședința Consiliului Local, vreau să-i urez domnului colega al nostru Oltean Peter la mulți ani, multă sănătate și numai bine. Mulțumesc frumos! Și noi mulțumesc! Deschid ședința din data de 27.02.2020, ședință ordinare, cu următoarele ordine de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi de a ședinței ordinare la data de 27 februarie 2020. Potrivit prevederilor articolul 129 alineatul 14 și articolul 135 alineatul 15, ordinul de Guvernului numărul 57 privind codul administrativ, legea numărul 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative republicate și modificările și completările ulterioare. Înainte să trec la ordinea de zi, vreau să vă anunț că avem niște musafiri aici. Mi se pare de la ADIS, domnul... Nu, aici. De la ADIS, domnul... Carmen Stoican și Cătălin Covaci. Carmen Stoican și Cătălin Covaci. De la Apele Române, mi se pare... Florea, director tehnic APA Siret și colegul meu responsabil de lucrare, Cosmin Muscalu. Vă mulțumim, vă mulțumim. După ce vă citesc ordinea de zi, cred că luăm pe tâns și să nu-l... ținem aici, că poate nu treabă. Da, mulțumim! Se aprobă ordinea zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local Timiș-Făget de la data de 27 februarie 2020, care cuprinde proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.02.2020, proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de la ședința ordinară din luna ianuarie 2020 și ședința extraordinară din luna februarie 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului SGE Cosud S.A. Aprobarea actului adițional și contractul... Poftiți, domnul Cosa. Actul adițional la contractul numărul 1078-1087 din 16.04.2018. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău pentru anul 2020. Și diverse. Prezentul proiect de hotărâre poate fi atacat la Tribunalul Bacău, secția 2 civil, articolul 3, primarul Comunei Timiș-Făget, județul Bacău, va aduce la îndeplinire prezentul proiect de hotărâre. Cine e pentru? Propun spre aprobare. Cine se abține? Cine e împotriva? Noi suntem prezenți 11. 11 suntem prezenți și... 12. Cu mine, 11 acolo. Atunci, dacă îmi permiteți, aș trece sunt și de la ADIS aici, să vedem ce discuții avem, domnii consilieri. Avem, mi se pare, și un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor operatorului EcoSud și proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a patrimoniului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizare Bacău pentru anul 2020. Mi se pare că data trecută a avut o discuție, să-l invităm și pe dânsii. Avem o discuție aici cu dânsii la ridicarea gunoiului, de unde se ridică, nu se ridică. Domnul consilier, doamnă, domnul primar, dacă îmi permiteți,
domnul primar nu este aici, este domnul viceprimar, da. Eu sunt consilier. Da, dacă îmi permiteți, spune pentru doamne. Întâlnirea cu Ron Prestu, cel mai bine este să mergem pe teren. Deci am vorbit deja cu dânsii pentru acest aspect și a rămas ca astăzi cu dumneavoastră împreună să hotărâm când și cum și ei va veni șeful de zonă, domnul Moiceanu, de pe zona respectivă, ca să mergem exact la fața locului să vedem cum rezolvăm problema. Să facem o discuție separată. Exact, punctată în teren. Că asta așa... referitor la trasee, nu? La trasee. Aici vis-a-vis de punctele unde dumneavoastră intenționați. Așa generic, noi discutăm acum exact toate doleanțele, că dacă un OAD are o problemă, cu ADIS-ul discută. Dar când e vorba de aplicația tehnică punctată, mergem cu operatorul în teren, că așa, aici dacă l-aduceam, tot la teren ajungeam. Adică după ședință ar fi trebuit să mergem de mânuță pe teren. Domnul consilier Vorteanu, domnul consilier, aș vrea să întreb atunci, după cât am înțeles eu de la doamna, că operatorul economic, cum ar fi Ron Prestu, e deschis să mergem pe teren, să ne uităm unde poate să intre mașina. Deci, și se, încă o întrebare. Și e posibil atunci să modificăm traseele respective care au fost încheiate în contractul acum? Deci orice este posibil, pentru că de la început și până, de la începutul unui contract și până la finele unui contract se întâmplă foarte multe, da? Dar gândiți-vă că la început de contract au fost zone greu accesibile în anumite localități și între timp s-a schimbat ceva, s-a făcut drumul, s-a modificat traseul, deci automat orice se discută, facem întâlnire tripartit, operator, primărie, ADIS, ca intermediar și rezolvăm și vedem și cu recipienții ce exact... Deci la cererea care au fost, la nemulțumirile care au fost a cetățenilor, trebuie să facem în așa fel încât avem două sate, cum ar veni vorba despre Aldăma și Buca, unde trebuie să reușim să intervenim, pentru că oamenii plătesc absolut. Unul exact la fel ca și cel care îi se oferă serviciu la poartă și acolo trebuie să suplimentăm și cu contoare, tomberoane. Deci în zona aia, pentru că noi n-am dat tomberoane acolo. Decât numai în zona unde se ridică cu noi. Pubele la poartă sau containere la... Deci pubele, va trebui să punem și pubele la poartă. Ok, deci aici se... Vom stabili traseele și în urma stabilii traseelor, atunci și gospodăriile care vor fi luate. Domnul viceprimar, e o problemă foarte mare și pe Budac aici sus, unde mașina mare noastră de la... Nu e a noastră, este... Noi suntem împreună... Am înțeles. Acolo mașinile astea mari nu pot să ajungă. Așa. Eu aș dori, dacă s-ar putea, și cred că dorește toată lumea din comuna asta, să se găsească soluții pentru să se disponibilizeze o mașină, să căutați o mașină care e 4x4 sau ceva de genul ăsta mai mică, care se poate încadra și pe locuri mai strâmte, înguste. Mai înguste. Deci, eu văd așa... Dar mașina de pompier poate intra? Că de regulă știți ce se întâmplă în aceleași trasee. Pe lege spune în felul următor. Primăria este obligată să asigure accesul atât pentru pompier, cât și pentru gunoi. Da, deci eu din câte știu, mașina de pompier poate să intre. Ar fi... Păi înseamnă că și asta ar trebui să intre. Mașina de pompier e mai mare și mai greu. E o zonă mai dificilă, dar trebuie să găsim soluții. Dacă noi venim, de exemplu, cu un utilaj al nostru, atunci să găsim o formă de decontare, pentru că știm foarte bine, din banii ăștia nu ne rămân absolut nimic în bugetul primăriei, cu omul de multe lucruri. Da, n-am nicio problemă. Nu trebuie văzut. Problema e că oamenii, dacă plătesc o lucrare, Asta trebuie venit. Cred că ați înțeles și dumneavoastră, a înțeles toată lumea. Aici acum trebuie să rămân, cred că dacă mai are domnul Oltean, să rămânem, să alegem un... Eu sigur voi fi... Consiliul 3-4 și domnul consilier, să vină și o echipă, să veniți și dumneavoastră, să mergem pe teren și atunci să facem actul de adicțional lângă contractul care a fost făcut, unde și dumneavoastră cu noi să hotărâm și să parcurgă aceste trasee pentru ridicarea gunoaielor. Cred că altceva
nu mai e de discutat în privința asta. Domnul Olteanu, mi se pare că... Foarte multe reclamații au fost puțin de pe... Da, spuneți-ne, vă rog, ce reclamații? Deci foarte multe reclamații au fost din zona aia pe care eu am clamat-o. Domnul Olteanu, că oamenii deci, plătesc cinul adică o zonă care nu beneficie. Deci oamenii efectiv n-au... Deci, au plătit și nu li s-a ridicat. Deci când aveți situații de genul ăsta, vă rog foarte mult. Poza și reclamația. Nu, să avem problema e că e în zona unde, în afara traseului care s-a stabilit. Deci noi trebuie să stabilim soluția, pentru că sunt și zone greu accesibile. Deci de unde zice o zonă greu accesibilă? Să nu înțelegeți că nu s-a... Deci nu, unde a fost traseul făcut, acolo, pe cât posibil, s-a ridicat gunoiul. Da? Ok. Da. Deci nu asta e problema. Deci noi trebuie acum să găsim un plus. Da, deci aici trebuie să găsim soluțiile cu greu accesibilul și cu zonele care au rămas descoperite, adică care nu au stabilit traseul. Am înțeles. Domnul viceprimar, domnilor consilieri, dacă toți suntem astăzi aici, haideți să stabilim o întâlnire tripartită într-un viitor apropiat în care să ne întâlnim exact, și cu cei de la Lopres, stabilim o dată, îi anunțăm și pe tânși și cine dorește să participe din partea Consiliului Local împreună cu adică de la Lopres, formăm o echipă care... Putem stabili data asta și noi alegem o comisie formată din consilieri, venim exact, dumneavoastră cu cât veniți și mergem pe teren și vedem care e treaba. Da, da. Ce vreau eu să vă mai spun, că intenționăm Romprestul a înaintat tarifele modificate, de data asta în sensul scăderii. S-au făcut presiuni în cursul anului 2019, foarte multe, foarte mari, pentru că alea nu erau niște tarife reale, realiste. Și vreau să vă spun că tariful de la reciclabil de la 2600 tona ne-a ofertat acum la undeva la 290 tona. Deci de la 2600 la 290 tona. E o diferență enormă. În schimb. Da, e prea mult, nu e adevărat. Nu, stați, domnul consilier. Și mult e la noi. Așa, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pe condițiile actuale de colectare, adică reciclabilul se colectează undeva la capăt de stradă, de uliță, la niște platforme deja amenajate. Și acum noi vrem să intenționăm să facă colectarea din poartă în poartă. Cred că aici, nu cred că aveți împotrivă, aveți ceva de obiectat, că peste tot pe unde a fost toată lumea chiar se solicită. Așa, dar înainte de a începe, începem și cu o campanie de informare, conștientizare. Începem de la școli și biserici, după care se duc în mesajul spre locuințe. Și vom începe cu saci în primă fază. Deci, ca să aducem pubele costă, vă dați seama, valori mari. Așa, și încercăm să facem rost, să asigurăm saci, care clar e altă diferență. Tarifele de la reciclabil, vreau să vă spun că sunt acoperite, ceea ce reciclăm, într-o proporție de 65-70%, banii ni se returnează de la companiile care se ocupă de așa ceva de reciclare. Încercăm să ne încadrăm în costurile atât al lui Romprest, pentru că cu reciclabilul avem cost odată cu Romprestul care vine și îl ridică și încă odată cu Ecosudul, ceea ce e la aprobare astăzi. Și noi trebuie să ne încadrăm cu cheltuielile astea undeva într-o 1200 de lei tona, Romprest plus Ecosud. Da? Și ni se întorc banii într-o proporție de, v-am spus, 65-70% pe măsură ce trec anii și noi ne educăm și ne suntem mai cointeresați, va crește de la 60 la 80 și primim tindem spre un 90%, adică să fie un reciclabil cât mai de calitate. Acum, bună ziua! Ce se întâmplă? Vis-a-vis de tarifele Ecosud, vreau să vă informez că... Mai puțin. Deci, cine sunteți dumneavoastră? Bună dimineața, deputatul Ionel Vada. Sunt, respect, da. Doar este consilul. Vreau plăs, domnul Rogea. Da, bine ați venit, domnul deputat. Bine ați venit la Ghimeș. Vă rog. Așa, tarifele înaintate de Ecosud sunt tarife fundamentate la nivelul anului 2013. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că în anul 2014 s-a urcat PSA, acea procedură de achiziție transparentă, vreau să spun pentru toată lumea ca să înțeleagă, deci orice contract de asemenea vergură, asemenea valoare, nu se face decât cu o transparență clară. Și s-a urcat PSA.
la nivelul anului 2014. Au urmat 4 ani de contestații, atât la Curtea de Apel, cât și la CNSC. CNSC înseamnă Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Deci au trecut prin toate comisiile posibile, prin toate furcile caudine. În schimb, tariful astăzi practicat este cel fundamentat la anul 2013-14, cu salariul minim pe economie de la acel moment de 900 de lei sau 700, cât a fost. Tariful din anexa pe care o avem aici în aprobare. Din anexa care o avem pentru aprobare. Da, deci eu vreau să vă explic ce s-a întâmplat. Deci el astăzi operează cu prețurile de la nivelul anului 2014, da? Astăzi. El a venit și a spus, au crescut salariile, s-a scumpit motorina, energia, impozitele pe locuințe, pe clădiri și acestea au crescut. Mai mult decât atât are de plătit și o redevență către noi, către toată administrația județului, da? Fie spre Consiliul Județean, fie spre municipiul Bacău. Și din acest motiv a venit și a solicitat această creștere. Mai mult decât atât, Uniunea Europeană impune și o contribuție la economia circulară, nu numai nouă, ci tuturor țărilor, după cum bine observați ceea ce se întâmplă la televizor, că apar tot felul de deșeuri din alte state. De ce? Pentru că la noi astăzi această contribuție la economia circulară este mai mică decât la ei, adică pentru deșeurile în amestec. Da. Și această contribuție a crescut de la 30 la 80. Deci din 2019 la 2020 la 80 de lei. Ce se întâmplă? La anul va fi și mai mare, va fi 120 de lei. De ce? Pentru că se descurajează colectarea în amestec, deșeurile în amestec. Aici vreau la un moment să ajung să pun o întrebare și să lămurim oamenii că o să ne asculte din comună. Și să vedem cum stăm cu partea selectivă, ce avem de făcut. Este ceea ce v-am prezentat și dacă reușim să umblăm la partea selectivă, dacă putem să scădem din prețul care îl avem actual. Deci, în timp. Ce v-am spus? Cu asta am început discuția. Tariful Rompres de 2654, care este rezultatul acelui necaz care l-am avut noi acum un an, cu conturile blocate, știți ce s-a întâmplat. Așa. În cursul anului 2019 am făcut demersuri nenumărate la minister, la toate autoritățile abilitate, astfel încât să punem presiune pe ei să ajungem cu acest tarif la normalitate. Nu mi-am dorit altceva, normalitate. Și de la 2654 avem astăzi pe masă o ofertă de 200, cât Cătălin? 200, fără TVA. Deci o diferență enormă de la 2000 la 200, nu? Da. Cu infrastructura actuală, adică o dată pe lună, la capăt de stradă sau de uliță. Așa. Pentru selectiv. În schimb, autoritățile au creat cadrul legal pentru partea de reciclabil să recuperăm până la nivelul a 1200 de lei. Da? Cu alte cuvinte, dacă vine Rompresul, îi spun, nu vii o dată pe lună, vii de două ori pe lună, nu vii la capăt de stradă, vii din poartă în poartă. Deci avem posibilitatea de această dată, scăzând de la 2600, îi spun de data asta, uite, se schimbă regulile jocului. Mai mult decât atât, venim cu campania de informare, conștientizare, am făcut demersuri, urmează să introducem acum ANAGA să informăm, revista Mediu, de la Infomediu, au venit, i-am adus acum o lună ca să discutăm condițiile, să vadă în ce condiții funcționăm noi, ca să ne poată schița, să ne facă un cadru de campanie de informare, conștientizare la nivelul județului Bacău. Ca să se stabilească cu revista Infomediu, să se publice și în limba maghiară. La noi în județ și în comuna asta există o populație. Da, dacă dumneavoastră... Mai aveți altceva, doamnă? Noi nu prealungim, am înțeles despre ce ați vorbit. Să vedem domnii consilieri dacă au legătură cu aceste ce ați spus. Dumneavoastră, domnul Olteanu, vă rugăm. Eu două întrebări aș avea. Una, prima. Prima dată era vorba că plătim după persoane, nu? Da.
dumneavoastră ca ADIS, din ce bază de date luați, câte persoane avem în comuna Ghimeș și Făget? După cum bine știți, până la finele anului 2018, până la 31 decembrie, forma de decontare a fost la număr de persoane. Nu conta cantitatea de pe raza UAT-ului. Începând cu 1 ianuarie 2019, am schimbat această procedură. Fiecare UAT își plătește cantitatea generată. Nu vă interesează atunci câte persoane avem în comună sau... Nu ne interesează oarecum, pentru că trebuie să știm că UAT-ul își prinde un buget, bugetează și trebuie să știm și sursele, că avem nu numai persoane fizice, avem și persoane non-casnice, adică agenții economici și instituțiile publice. Aici veniți cu o altă formă de taxare în funcție de caienul lor, de domeniul lor de activitate. Dar de aia v-am întrebat că aici la noi acum sunt băgate taxe de salubritate pe persoane, nu? Da. Dar n-aveți cum altfel. N-aveți cum altfel. Dar bineînțeles, am înțeles. Noi socotim sau dumneavoastră ADIS-ul cum a socotit? Prima dată a socotit 5.100 și nu știu câte persoane, nu? 5.000. Sau 5.000. Noi, de fapt, suntem 4.700. Okay. Sau 4.700 da. Ceva, sau cât avem, doamnă? Da. Mai exact. Dacă îmi permiteți, domnule. Și atunci, aici este o diferență. Atunci, noi suntem obligați să luăm tot 91,80 de bani de la oameni sau se poate scădea taxa respectivă? Noi, de la 1 ianuarie, avem niște formulare care toți care trec la primărie să plătească impozitele sau a fi adeverințe, avem niște formulare prin care vin și se declară clar câte persoane sunt acasă la domiciliu, care sunt plecate la școli, în străinătate, cu contracte și sub alte forme, își aduc acte justificative prin care vin scoși de pe listă. Deci nu plătesc persoanele care nu sunt în zonă. Și să știți că deja sunt foarte multe cereri care au fost plăse. Treaba asta s-a dezbătut. Da, la capitolul ăsta cu prețul pe persoană, la noi încă un echilibru între cantitatea de gunoi a Ghimeșului și cât se plătea înainte pe persoană, să știți că din contră ar fi mai mare decât... Deci cantitatea, acum cum se plătește pe cantitate... Deci plătiți noi, mai mult decât incasați de la populație, păi, cum ar veni, nu? Da. Cam ceva de genul. Nu, e sigur dacă am așa. Ideea e, e sigur că avem cantitățile săptămânale care se ridică de la Ghimeș. Și e foarte sigur. Treaba e unde încerc eu să lămuresc oamenii că dacă vom umbla ușor la selectiv, nu numai, în timp, nu numai. Atenție, în pubela, prima dată trebuie să le spunem oamenilor ce să conțină pubela, ce să nu conțină pubela care o au astăzi. Corect. Să nu conțină cărămidă, piatră, bălegar, boască, murături, și alte cele biodegradabile care dau multă greutate. Și dacă mai lăsați și capacul deschis și plouă și are și carton și cartonul care se moaie de la apă, trage enorm la kilogram și interesul romprescului este să aibă cât mai multă greutate. Am înțeles. Din câte se vede, cred că a rămas fără lumină. Bine, bine. Doamne, aș avea o întrebare legată de proiectul de hotărâre. Pentru că nouă ni s-a dus prea, o să ni se supună aprobării anexa din proiectul de hotărâre, care este anexa, adică este actul adițional numărul 2 la contractul 1078-1087 din 16-2018. Da. Și acolo sunt niște tarife și asta aș vrea să traducem un pic aceste tarife. Deci e vorba aici despre 208,46 de lei pe tonă pentru preluarea deșeurilor în vederea transferului. Asta cum se traduce? Deci, din 208 lei, vreau să vă spun că el a crescut, e 70 de lei partea ecosudului. Diferența este a statului, contribuția la economia circulară și TVA-ul aferent. Deci, aici ceea ce vorbeam, trebuie descurajat gunoiul în amestec, să eliminăm ce am spus pe troaie, mă scuzați, ceea ce se găsește în gospodăria omului și să încurajăm selectivul. Da? Adică dar să mergem pe sticlă, plastic exact, și carbon. Exact. Dar în schimb, greutatea deșeului, atenție, odată la mâna bălegarul biodegradabilul, partea umedă, ceea ce ne rezultă din bucătărie, rețeta care o găsim astăzi în manualele de salubritate, cum să facem compost, este rețeta bunicilor.
adică într-un capăt de grădină, între două scânduri, arunc tot ce-mi rezultă din bucătărie, plus frunze, plus crengăraie tocată mărunt sau, dacă nu pun pe foc, mai pun un strat de cenușă, mai pun un strat de pământ și în primăvară avem un compost de calitate și nu cu toate ieurile. Vedeți, aici sunt niște chestii care pentru mine, de exemplu, sunt puțin ambigui. Deci eu nu le percep. Deci e vorba de preluarea deșeurilor în vederea transferului. Bun. Bun. Ce înseamnă asta? Adică ceea ce se ia de aici. De aici. Așa. Atunci, la 347,46 de lei, așa. Preluarea deșeurilor reciclabilă în vederea sortării. Așa. Deci reciclabilul? Care nu sunt reciclate. De la noi un singur fel ceea ce am spus. Dacă reciclăm, primim bani. Am înțeles. Dacă nu plătim. Exact. Adică compensează. 0,150 pentru preluarea deșeurilor în vederea depozitării. Așa, asta ce în vederea depozitării? Unde? Tot aici. Ar fi incluse tot aici. E tot aici. Domnul consilier, sunt anumite categorii de deșeuri care ajung direct la depozitul. Dumneavoastră cu astea două tarife lucrați la nivel de UAT-ul. Primele două? Și dacă veți avea vreodată demolări sau canapele sau mobilier care nu îl acceptă lumea, da? E da, de aia, ca să fie puțin mai clar. Ca să nu vă mai rețin că domnilor, am înțeles, mai aveți întrebări că... Să vedem despre ce. Deci, înseamnă că contractul se poate modifica oricând. Contractul se poate modifica pe mai multe ori. Da, bineînțeles, conform legii, că este și articol de lege pe fiecare contract, o urmare prevederilor legale care apar ulterior, fiecare contract se adaptează printr-un act adițional. Acum, domnul consilier a pus o întrebare. Contractul se poate modifica ori și când? La nivel de comună de UAT? Nu. Domnul consilier a pus o întrebare și după aia să nu devine interpretabilă. Alo, domnilor, alo puțin. Stați că a intrat cineva, trebuie să zică cine sunt, a intrat în ședință, vă rog frumos. Mă scuzați că am întârziat de la... Vă rog să vă prezentați. De la Apele Române. Vă mulțumesc, Noi am rămas pe întuneric între timp aici și ne luminează doar cu camera de la UAT. Da, deci, doamnă, asta am vrut să vă întreb. Când domnul consilier a spus că contractul se poate modifica, se poate modifica ori și când de către UAT? Nu de către UAT. Acord de comun acord. Deci acordul comun al tuturor comunelor. Al tuturor. Nu, dar să se înțeleagă lucrul ăsta că... Da, dar ceea ce dorește UAB Timeș vis-a-vis de acele trasee și puncte de colectare, avem o anexă la contract care, practic, oricând este... De asta am făcut și solicitare. Da, este deci, adaptată în funcție de specificul fiecărui UAT. Scuzați, treaba asta se putea face și în 2012. Oricând. Și în 2018. S-ar fi putut face, da? Și în 2025 vom face. Domnul consilier, ascultați-mă un pic. Deci de la dumneavoastră am avut reprezentanți care au venit pe traseu și au luat, deci s-au uitat. În timpul când au venit, au zis că nu poate să intre în zonele respective. Deci, acum vom reface. Deci, repet, haideți să stabilim întâlnirea, să venim. Era vorba despre mașinile aia mari care veneau prima dată, de exemplu, erau mașinile aia mari pe Ghimeș și mașinile aia mari au zis clar că nu le poate băga peste tot. Deci, ca să fie clar că am avut solicitare. Dar am făcut comparația cu mașina de pompier. V-am spus. Pe lege, traseul este același. Mașina de pompier cu mașina de pompier. Bine, doamnă, trebuie să intrăm. Mașina de pompier poate să fie și mai mică. Okay. Înțelegeți? Da. Să fie o mașină de pompier mai mică, 4x4 da. Care să intre. Da. Deci nu era aparat să fie, să ne luăm după mașina de pompier. Vă mulțumesc, domnul Olteanu, restul când o să mai fie. Deci, domnul președinte, o să vă rog să dacă a spus două cuvinte, a spus, pentru că doamna motivează că ne luăm după mașina de pompier. Păi mașina de pompier sunt de mai multe feluri. Corect. Și dacă mașini de pompier sunt de mai multe feluri, atunci să aibă și ăștia de la Rompres, da. Mașină care poate să intre peste tot. Da. E normal. Dacă tot plătim. Deci nu ne uităm noi că el își face un profit de pe urma noastră, dar și noi să beneficiem de... Domnul consilier, propun atunci când stabilim data întâlnirii. Deci asta nu este un motiv că acolo intră pompierii. Deci dumneavoastră puțin ați...
Asta m-a deranjat. Ideea e în felul următor. Se discută să se pie pe lărbie. De asta v-am chemat aici, ca să lămurească toți consilierii, că până acum, de fiecare dată, încercam să răspund la întrebările care puteam să răspund și erau unele care nu pot să dau răspuns. Eu, din punct de vedere, chiar dacă de multe ori mă duc la ședințe și... Bine, domnul viceprimar, hotărâm o dată permiteți, vă rog, că imediat suntem o jumătate de zi și tot discutăm. Ideea e, chiar dacă e o jumătate de zi, să știți că problema gunoiului e o problemă care se dezbate la fiecare ședință. Foarte bine, foarte și vă rog frumos să-mi permiteți, dacă sunt domni aici, dânsi de aia au venit aici ca să ne dea toate explicațiile. Vă rog să mai puneți întrebări. Deci, vom stabili clar. Nu ne rezoniți chiar așa. Vom stabili foarte clar, deci traseele să extindem, deci ne interesează foarte mult să găsim soluții pentru extindere, să găsim soluții să le dăm pubele la oameni, deci trebuie să vedem câte gospodării vor fi în plus și să vedem dacă noi din punct de vedere al primăriei găsim soluții sau dumneavoastră cu un alt utilaj. Dacă venim noi cu un tractor, atunci să reușim să vedem să ne deconteze cineva măcar combustibilul. Exact. Păi venim cu operatorul și... Da. Deci sunt niște lucruri care trebuie, acum trebuie să le stabilim, adică le discutăm și pe urmă vor fi... Domnul viceprimar, o secundă, dacă îmi permiteți. Contractul în forma actuală în care este el stipulează clar. Accesul autospecialilor se face acolo unde calea rutieră permite. Unde sunt zone greu accesibile, deșeurile sunt eliminate prin aportul voluntar al cetățenilor, prin eliminare la punctele de colectare care sunt stabilite de comun acord cu autoritatea publică locală. Acest contract a fost aprobat de dumneavoastră. Traseele de colectare au fost aprobate și de dumneavoastră. Acum că lucrurile pot fi îmbunătățite, suntem cu toții de acord și trebuie să găsim căile și modul cum să îmbunătățim traseele de colectare. Dar legal, contractual, operatorul respectă contractul. Deci nu face o ilegalitate sau o încălcare a contractului. Asta trebuie să înțelegem cu toți. Am înțeles. O întrebare aș putea să pun. Vă rog, domnule. Bine, foarte bine că suntem deschiși toată lumea că trebuie să cădem de comun acord, unde poate să intre mașina, să intre. Dar am o întrebare. Ce o să se întâmple de unde nu poate să intre mașina nici 4x4, mașină de 4x4 și avem zone destul de multe? Ce o să se întâmple cu persoanele respective? Tot o să luăm tot aceeași cantitate de bani, adică tot aceeași 91,80 de bani sau cât este pe persoană, cât luăm de pe drumul principal, cine stă la drumul principal sau de la cine se ia din poartă, aceiași bani trebuie să luăm sau cum putem să procedăm? Adică ADIS-ul are o cerere că noi trebuie să achităm, atunci cine suportă să înjumătățim sau să nu fie aceeași preț, că da. Nu e normal, adică dacă nu beneficiază de un serviciu, cum poate să plătească aceiași bani cât plătesc eu? Acum vreți să spuneți că nu beneficiază la fel ca cel de la centru, care are o pubelă la poartă, iar acolo vorbim de persoane care se duc la un container aflat la o distanță. Aici rămâne la nivel de comunitate să hotărâți. Dacă ar fi să... Dar dumneavoastră nu aveți nicio treabă. Deci noi v-am spus, noi acum nu luăm la numărul de persoane taxă, da? Noi suntem pe cantitate, da? Cât dar Consiliul Local atunci trebuie să rezolve deci problema locală. Exact, cum este autonomie locală și se rezolvă. Asta se întâmplă de la 1 ianuarie, deci de început, de la începutul anului ăsta. Deci 2019. De un an se putea face treaba asta. Ascultați-mă un pic, domnul consilier. Ideea e că dacă v-am spus că și acum la noi cantitatea de gunoi care este pe raza comunei colectată depășește taxa aia care ar fi a persoanei. Deci mă înțelegeți treaba asta? Eu am înțeles, domnul viceprimar, și aveți foarte mari dreptate în privința asta. Așa. Dar spuneți-mi, eu stau lângă drumul principal, de la mine se ia fiecare luni dimineață. Corect. Dau banii, cât o să fie, 100, 120 sau cât o să fie. Asta e legea, asta trebuie să facem, trebuie să plătim, să nu rămânem cu gunoi. Dar nu-i drept de la cine nu se ia și trebuie să aducă cu mâna lui sacul de gunoi, un kilometru sau un kilometru jumate, să bagă într-un beronul principal să plătească aceeași bani cât plătesc eu, mi se pare ceva... nu-i normal. Am înțeles. Treaba e că tocmai asta încercăm acum, să vedem până unde poate să intre mașinile, unde avem probleme.
să vedem unde putem să intrăm noi de la primărie și atunci vom calcula unde chiar nu putem face și omul trebuie să facă un efort pentru a duce gunoiul, să luăm niște măsuri cu persoanele respective. Un proiect de hotărâre. Deci făcând pașii, ăștia, atunci putem să luăm o decizie pentru persoanele cele care sunt în zona de depărtată. Altcineva nu mai are. Vă mulțumim foarte frumos. Și noi. De explicație și cred că domnul viceprimar o să comunice odată când o să ne întâlnim, stabilim aici la Consiliul Local, domnul viceprimar o să vă comunice data când... Vă mulțumim mult, vă dorim o zi bună. Vă puteți un pic în primărie? Da, sigur, aștept. Domnul Gărbea, am vrea și eu ceva. Numai un pic. Ar trebui ca să stabilim acum, că sunt de față și de ușă. Nu, acum ar trebui să stabilim, nu după ședință. Acum. Hai să stabilim acum data când să ne primim. Păi dacă nu și sunt aici, să nu mai amânăm pe altă dată. Dacă ne putem să stabilim dumneavoastră odată, nu avem nimic împotrivit. Doamne, putem să stabilim odată acum... Noi așteptăm propuneri din partea dumneavoastră. Domnul viceprimar, în care ți... La noi, lumea să face colectarea, vin și mașinile pe teren. În fiecare luni. Acum vă rog să-mi permiteți să sun operatorul, să văd lunea asta sau luna viitoare. Da? Da? Să vină cineva. Și veniți și ne spuneți, ca să știu. Trebuie să vină reprezentantul. Vă rog că coborâți pe la contabilitate și așteptați. Domnilor consilieri, dacă sunt de acord, s-a discutat cele două proiecte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor operatorului Ecosud și proiectul de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale. Cred că s-a discutat destul de mult la ambele proiecte. Aș supune proiectele pentru aprobare. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Cele două proiecte sunt trecute. Dacă permiteți, domnule consilier, dânsi și de la Apele Române sunt aici, ca să nu le ține mult, că poate că și ei au alte probleme. Mă rog, domnul director, să... Noi de aici mergem exact în teren. Suntem pe lucrarea amenajarea râu Trotuș, tronson Ghimeș-Urechești. Bănuiesc că cunoașteți lucrarea, că e începută de la nivelul anului 2009. Valoarea estimată pentru toată lucrarea este de 500 de milioane de lei, din care până la ora actuală s-au executat lucrări de 1.500.000, da? De 150 de milioane, scuze, dar nu prea sunt obișnuit cu camerele. Așa. Am observat. Și obiectul 1 este obiectul Ghimeș, da? Aveți o eroziune activă a val de podul Adelmaș, da? De 800 de metri eroziune activă, unde noi vom face anul ăsta o protecție de mal în lungime de un kilometru. Da, și trebuie văzut și în amonte de pod, pentru că acolo este exact în bătaia, este în bătaia malului. După aceea noi am chemat proiectantul, deci vine acum la ora 11. Dacă se rupe în amonte de podul ăla, atunci va inunda toată zona, chiar și zona gării. Da, tocmai de-aia mergem acolo în teren, pentru că studiile deja le avem făcute, dar le avem de la nivelul anului 2018 și vrem să vedem exact cum se prezintă situația în zona la momentul ăsta. Ca să aveți foarte, în vedere. Da. Foarte bine și asta e o veste chiar foarte bună, că chiar sunt probleme, dar din păcate vestea asta a mai fost dată acum 3-4 ani, nu știu exact, dar putem să întrebăm și pe oamenii, că acum 3 sau 4 ani tot îl facem. Și înainte când era apa mare tot am făcut, tot s-a luat niște ridicări topo și după aia a plecat toată lumea și... Până când a venit apa mare, nu s-a mișcat nimic. Acum, ce a fost acum câțiva ani, nu putem să... Bineînțeles, dumneavoastră, nu cred că era... Noi acum știm un singur lucru. Noi acum avem un buget. Da? În buget. Aveți bani? Avem 2 milioane jumate de lei. Da? În momentul ăsta noi suntem în Agăș. Mai avem acolo un tronson pe un pârâu determinat de 500 de mii. Deci, cu alte cuvinte, avem un spațiu de 2 milioane care vin aici. Care vor fi suplimentați undeva la jumătatea anului cu încă 1,5 milioane. Deci, cred că nu vi se pare nefezabil. Avem mai mult de jumătate din bani deja pentru zona asta. Eu sunt foarte bucuros pentru treaba asta, dar să sperăm că nu peste 3 ani iar venim și iar zicem că o să luăm ridicări. Nu, chiar nu facem o simulare la momentul ăsta. Deci, mă rog frumos, dacă aveți să faceți, că am avut circul cu zonul ăla mult de tot. Mulțumesc frumos! Dacă permită ca intervenție. Vă mulțumesc mult că ați venit și chiar v-ați prezentat și în ședință și
datorită faptului că știm foarte bine, eu am la rând de fiecare dată când merg la Bacău, probabil și cei de la APE și cei care mă văd în ședințe sunt disperați întotdeauna, eu sunt disperat cu problema Ghimeșului. Eu acum aș vrea, exact cum a spus domnul consilier, ca să văd că dacă discutăm problema, o punem și în aplicare. Da. Asta vrea să-mi spun câteva cuvinte și domnul director. Da, deci nu vă faceți griji că nu se pune în aplicare. Noi încercăm să mai obținem... Prezentați-vă, domnul director, că... S-a prezentat domnul director, când mai frat s-a mai bine de atât să se prezinte, că e important să vă zis că de la apele române, dar n-a zis funcția. Da, deci nu vă faceți griji, noi încercăm să obținem și diferența aia de sumă pentru cele 2 milioane cât ar mai fi necesar ca să închidem toate lucrările pe Ghimeș. Așa că, oricum, acești 1.700.000 care avem alocați vor veni anul ăsta și ne apucăm de lucrări. După ce zicea și domnul consilier, vom ataca și problema la pod acolo din amont. Așa că nu vă faceți griji că... Și trebuie să vă mai aduc în vedere o chestie. Da. Din câte se pare, zona este populată de o specie protejată care a fost dispărută de pe teritoriul României de în jur de 250-300 de ani de când a dispărut castorul. Castorul. Deci noi avem, avem castor pe... Bănuiți că... Da, nu. Păi nu, dar vă spun, deci vă spun, avem să o specie de aia, trebuie mai mult de atât, trebuie să se intervină, pentru că acest castor, dacă probabil sigur știți că el se ocupă cu întiguiri, este cel mai bun constructor, știți? Da, da. Și atunci cam strică treburile pe albii. Dar noi aici da, sigur, acolo de aici, dacă vreți să când plecați înapoi, vă opriți exact la ieșire din Ghimeș, unde e podul metalic. Și în stânga este afluentul Trotușului. La 50 de metri se varsă în Trotuș. Și acolo, o să vedeți ce au făcut acolo. Deci acolo avem în județul Bacău, cred că e singurul... Loc din țară. Singur, ba nu, pe țară mai sunt, pe Olt, pe... Nu, Castor. Da, da. Aici, domnul director, și ar fi fost adus din Germania. Și popular, zonă. Aș avea o întrebare. A zis de proiectul ăsta de totuși, adică de la ajut cum ar veni la Castor. Și era prins acolo și afluenți, Totrușului, adică cum ar veni și noi avem afluență. Cu afluenții, ce proiecte aveți pe Ghimeș, să zicem? Că este problemă și cu Bolovănișul, de exemplu. Tot e afluent destul de mare. Tot probleme fiecare aproape 2 ani sau 3 ani. Avem probleme destul de mari acolo. Sunt proiecte pe fiecare afluent al Totrușului. Acum totul depinde de bani, nu de altceva. Deci... Deci, Ghimeșul tot ronsonul, deci tot obiectul Ghimeș, înseamnă 30 de milioane de lei. De-aia, dacă am venit acum și v-am promite că o să facem tot Ghimeșul cap-coadă, v-am mințit. Da? Deci, la momentul anului ăsta, nu o să avem bani mai mult decât să atacăm tronsonul ăsta de un kilometru. Și ce se mai întâmplă la Monte de Pod, ce zicea domnul consilier, o să mergem și acolo să vedem și la Monte de Pod. Numai lângă pod. O să mergem în teren. Deci, de ce să vă mințim? Să spunem, da, domnule, adresăm tot Ghimeșul 30 de milioane fără probleme. O simplă întrebare. Când începe scusarea? În mașini. Da. Aveți autorizările în mai să începem. De ce? Pentru că se face proiectul tehnic, care durează, estimăm, maxim o lună de zile, pentru că au toate ridicările făcute și dacă nu, în teren n-au apărut modificări de morfologie, atunci proiectantul imediat poate să rezolve proiectul, mai ales pe o soluție simplă, cu gabioane, adică nu e ceva complex. După aia ne trebuie autorizația de construire, care din păcate, neavând aici serviciu de cadastru, nu aveți inginer, am înțeles, trebuie să obținem de la Consiliul Județean Bacău. Deci o să mergem acolo, am vorbit și cu domnul viceprimar, a zis că avem și susținerea dânsului ca să urgentăm și acolo lucrurile, deci de-aia zic mai. Da? Poate chiar mai repede. Mulțumim! Mulțumim frumos! Și noi! Poftiți, domnul! Mulțumim mult! Bună ziua și mă bucur foarte mult că reușim să avem așa o atmosferă plăcută, că aproape ne apropiem de sărbători, dar vrem să punem brăduțul să lumineze. Ce-i domnul viceprimar cu această pană de curent? Vreau să vă spun
dincolo de bună ospitalitate a dumneavoastră, observ că sunt ședințe serioase și aplicate. Să vă spun că am venit astăzi aici din două motive. Unul, din respect față de dumneavoastră, pentru că acum 4 ani de zile, când au fost inundațiile înainte de alegerile locale, am parcurs foarte multe gospodării și din nefericire, pentru că n-am avut pârghiile, nici politice, nici administrative, n-am avut obrazul de a veni să vin. Și așa mi se pare corect că vin în fața unor oameni. Trebuie să și faci ceea ce spui. Astăzi, cu domnul director Răzvan Găină, noul director, și de aceea am spus totuși să prezinte că poate, nu vreau să vă supăr să vă jignesc, dar cred că este primul director al regionalei Aba Siret, care înseamnă toată Moldova, care vine și nu numai la dumneavoastră a mers, ci merge în toate unitățile administrative teritoriale, acolo unde sunt probleme, cu echipa domniei sale de tehnicie și discută serios și răspicat clar ceea ce poate să se facă. Domnia sa este de o lună de zile director al regionalei Aba Siret și am vrut neapărat să fiu astăzi aici, pentru că aceasta este modalitatea de lucru, domnule director. Din birou de la Bacău și necunoscând realitatea din teren, nu se rezolvă probleme. Mai degrabă să spui doar ceea ce poți să faci, decât să minți oameni. Nu facem politică, am toată aprecierea pentru toată, pentru toți de dumneavoastră, am văzut și primul calup al ședinței, întrebări pe care ar trebui, dacă dumneavoastră ați făcut această filmare, poate reușesc și alți consilieri locali și alte consilieri locali din județ să vadă cum decurge o ședință de consiliu local civilizată și pertinentă. Chiar am asistat și eu și am aflat lucruri interesante din întrebările noastre. Așa trebuie să lucreze în statul român. Nu promiteți, domnule director și domnilor, lucruri pe care nu le puteți face. Vreau și eu aș vrea neapărat să parcurgem, domnule viceprimar, traseul pe care l-am făcut acum 4 ani de zile și să ne spună dumnealor dacă acea zonă unde știu că acum 4 ani de zile era un om curajos, nu știu dacă este angajatul primăriei, se era cineva, dar stătea cu acel budul excavator în mijlocul râului și aproape era să-l ia viitura și a reușit bietul om să mai salveze ceva din dezastru care se putea produce. Aici, domnule director Găină și domnilor de la Aba Siret, e o mare problemă. Deci, de felul în care veți rezolva această lucrare și de viteza cu care veți rezolva, veți salva inclusiv ceea ce se întâmplă în aval. Pentru că aici este miezul problemei. La izvoare. Aici este miezul problemei. Tot ceea ce se întâmplă, toate dezastrele care se produc la val, se produc din această zonă. Eu nu vă dau astfel lecții pentru că nu-i treaba mea. Nu sunt specialist în astfel lucru, dar faptul că m-am expus public să vin astăzi de aici, am venit pentru că îmi doresc ca ceea ce trebuie să facă în această zonă să facă. Deci, lăsăm la o parte politică, lăsăm la o parte orgolii, faceți și pentru județul Bacău, am văzut că, fără supărare, colindați foarte mult nordul Moldovei, sunt lucrări foarte multe în Suceava, în alte județe. Nu merg pe principiu că e bine prima dată să rezolvăm problemele în curtea noastră. Sunteți totuși locuitor al județului Bacău. Și aș vrea să știți că în județul Bacău au fost cele mai mari probleme, râul Trotuș este râul care a creat cele mai mari probleme în județul Bacău. Deci, mai mult de atât nu spun decât faptul că îmi doresc ceea ce spuneți să și faceți. Vă mulțumesc frumos. Sigur, ce am spus, vom executa. Deci nu vă faceți probleme că noi n-am avem ca prioritate. Am avut probleme. Noi niciodată n-am probleme. Problema e că am fost din 4 ani. Aici da, mai aveți ceva, domnilor? Vă mulțumim foarte frumos. Continuăm ședința. Puteți să rămâneți dacă vreți la ședință. Domnul de noi mergem în teren. Așa e, că mai trebuie și lucrat pe teren, nu numai în birou, nu, așa. Nu. Terenul e esențialul, nu? Așa e. Dumneavoastră cât terminați ședința? Avem o jumătate de oră, o oră, maximum. Așteptăm jumătate de oră, o oră. Mergeți cu noi în teren. Stați cu noi o jumătate de oră. Asta se ducă să bea o cafea adânc și, domnule, să obosiți venit de la Bacău, domnul consilier. Le ții aici în căldură. Le oferim noi o cafea. Da, bine, să o dimineață. Deci asta este chestia, cum să... Oricum, am să întreb, unde e ospitalitatea tradițională? Oferim o cafea. Doamna secretar. Domnul consilier. Domnul președinte, faceți-vă treaba acum. Da. Bine, haideți, doamnă contabilă, dacă sunteți aici, dacă, domnul consilier, dacă sunteți de acord ca doamna contabilă să prezintă proiectul de hotărâre cu venitul și cheltuieli pentru anul 2020. Să nu-l ținem nici pe dânsul în mare. Consiliul
Ieri am discutat toată treaba, am văzut, ne-o prezentat doamna contabilă, dar sunt unii consilieri care n-a fost ieri la ședință de comisie, care vă rog de înainte ca toate comisiile să se prezinte, să dezbatem toate proiectele, ca să nu trebuie să dezbatem viitorul la ședință de comisie. Domnule președinte. Da, poftiți, domnule. Eu, din ce m-am uitat pe raportul pe care vrea să ne-l prezinte doamna, da? Eu n-am văzut viza noului Consiliu de Administrație. Vorbim despre bugetul locului. Doamna nu prezintă bugetul locului, la ocol prezintă altcineva bugetul. Vă mulțumim, domnul Ocean. Domnul contabil, vă rog să prezentați situația. Da, deci privind proiectul de bugetul 2020, total venitul este de 6.171.390, care se compune din 836.390 sunt veniturile noastre încasate la sfârșitul anului 2019. Taxe, impozite, tot ce este. Iar diferența până la 6.171.390 sunt sume care le-am primit de la Consiliul Județean și de la Finanțe Bacău. De exemplu, la 0402, care este impozitul pe venit, e 694.000, am primit cote pentru echilibrarea bugetului local din impozitul pe venit 040204, 545.000. Deci avem venituri 6.171.390 și 7.610.290, care au fost împărțite pe capitole la cheltuieli materiale, pentru salarii, cheltuieli materiale și investiții. Investiții am suma de 1.438.900, care este excedentul anului 2019, l-am folosit tot pentru investiții. Și i-am prins așa, de exemplu, la amenajamentul silvopastoral, care vrem să-l facem, să începem cu el, am prins 100.000 de lei. La școală, aici, la liceu, am prins suma de 40.000 pentru conform lui ISU, autorizația ISU, ci s-o cerut... Când începe pastorale, amenajare pastorală? Nu ne apucăm, contei... Avem vreun contract cu cineva care să se înceapă de amenajare? Deja s-au discutat, sunt prea la... Avem contract. Avem contract, deja avem făcute și măsurători. Amenajamentul pastoral se face pentru întreaga comună, care include și fundețele proprietare. Iar nu se face așa. Iar banii de la fânețele, proprietățile private ale oamenilor, ar trebui recuperate de către instituție, de către primărie. Deci când se face amenajamentul, se face pentru întreaga comună, dar se face strict pe pășunile primăriei. Se includ și fânețele oamenilor. Pășunile, fânețele? Da. Și banii de unde îi recuperează primăria? De la proprietar? De la proprietar. A fost acum un an, când mi-a dat ceva subvenție. Dar și acum suntem domnule consilier, dacă aveți cineva ceva întrebări la doamna contabilă la proiectul de hotărâre buget. Bugetul ăsta cuprinde niște desocotiri de la Ocol, de la regia publică locală? Nu. Deci încă nu. Nu, noi ne-am construit bugetul pe ce am avut noi. Banii care o să vină de la Ocol, atunci o să facem, unii mai avem nevoie și o să mai avem nevoie. Dar totuși ați fost în Consiliul de Administrație acolo, în ăla vechi, anterior ăstuia. Este ceva ce se poate desocoti către comun? Da, în jur de 100 de mii de euro. De 100 de mii de euro ce vine încoace. Am casat în euro totul? Nu, am zis eu. În jur de 4.200.300 apare și cam atât rămâne și pentru dânsii. Cam atât cum am văzut.
proiectul Flahoza. Dar urmează ca Consiliul de Administrație să verifice, să semneze, să aprobe și după aceea discutăm într-un Consiliu de Ședință. După ce fiind în nou Consiliul de Administrație, ca să și ia toată... Încă n-a putut veni pentru buget. Nu a venit, domnul. A venit? Cum? Consiliul de Administrație este constituit legal conform hotărârii de Consiliu. Am înțeles. Dar încă nu s-a prezentat cu bugetul de la OCOL. Nu sunt prezentate. Bine, are cineva încă cu doamna contabilă ceva întrebări? Cineva are? Asta se mai modifică între timp așa. Da. Nu mai are niciun rost să facem. Vă mulțumim, doamna contabilă, supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? A rămas un proiect care n-am supus la vot. Vă mulțumim și noi. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea proceselor verbale de ședință ordinară din luna ianuarie 2020 și ședința extraordinară din luna februarie 2020. Supun la vot. Cine e pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține? Toată lumea. Putem trece la diverse, domnilor. La aici? Diverse erau cuprinse rapoartele Consiliului de Administrație. Așa, nu, mai discutăm, rapoartele de activitate, nu proiectul bugetului. Da, rapoartele de activitate. Domnul președinte, dacă o să-mi permite să zic, domnul consilier, că domnii ne așteaptă jos, o zic că vrea să fie, să fim prezenți din Consiliul Local, pe teren, ca să spunem și noi, și din partea lor, ca să stabilim acolo niște lucruri, ca să fim scuți. Cine mai dorește din Consiliul Local să fie la fața locului? Pentru APR Român. Da, acolo, în zonă. Anul 2019. Cred că are toată lumea sau să vă citesc. Cum doriți. Problema aici, dacă aveți dumneavoastră, pot să zic că am găsit ceva neclarități. Și eu. Și dumneavoastră. De exemplu, unele locuri, de exemplu... Domnul președinte, eu mă retrag. Dumneavoastră să discutăm în concepția astea. Vă rog. Mulțumesc. Sunt mai multe amănunte, dar nu mai trec la unul, poate că are și domnul Olteanu, poate că aveți și dumneavoastră. De exemplu, activitatea fază și protecția pădurii, care a fost foarte, foarte scurt redat în raportul ăsta. Și un singur lucru care se scrie câte acțiuni s-a făcut, tot înțelegem. Se înțelege că nu l-am controlat, nu știu, s-ar putea că au făcut atâta, s-ar putea că au făcut și mai mult. Dar un singur lucru, nu mai vă citesc. La controlul circulației materiale s-a realizat în total de 285 de acțiuni, care s-a concretizat prin întocmirea 13 procese verbali de constatare a contravențiilor silvice. Să fiți atenți, să fim atenți, contravenții silvice, nu avertisment. În cadrul acestor acțiuni s-au implicat amenzi cu o valoare de 0 lei, total 0 lei, s-a confiscat material lemnos cu un volum de 0 metri cubi. Nu știu cine poate încheia un proces verbal de constatare a contravenției silvice, cine constată 0 lei, 0 metri cubi și așa mai departe. Aici, nu știu cine a scris, cum a scris, dar ceva nu-i greșeală asta, adică la unul greșești, dar să greșești și la bani, și la valoare, și la material, și la metri cub, și asta, nu știu. Apoi, evaluarea pagubelor din terenuri ilegale de arbori și pășunat abuzive în perioada analizată e în sumă de 720 de milioane, domnilor. 720 de milioane de lei. Nu e mult. Bine, cum zice domnul consilier, nu e mult față de ce am avut. Nu e mult, dar totuși, 72.000 de lei, nu știu, e recuperat, nu e recuperat, cum s-a produs.
că părerea mea, după ce o să facem un nou proces verbal de administrare, trebuie să zicem că administrarea, Consiliul Local, primăria, se plătește salarii, tot ce trebuie. Dar lipsurile care produc din vina lor, trebuie să retragem. La buget, cantitatea respectivă, valoarea respectivă se retrage. Că dacă noi facem un contract cu cineva, avem niște clauze. Eu respect ăsta, dumneata respect ăsta. Dacă n-ai respectat, dumneata plătești, dacă nu respect, eu plătesc eu. Nu știu dacă sunteți de acord cu această treabă. Domnul Ordean, am văzut că și dumneavoastră deci știți ceva. Deci eu am întâlnit alte cheltuieli acolo, care e vorba de vreo 500 de mii de lei, vorba de vreo 5 miliarde de alte cheltuieli, care mi-ar plăcea să știu și eu exact ce ar fi. Domnul Ordean, și eu am deci, văzut treaba asta, dar trebuie să chemăm când e vorba de aprobarea bugetului, când e vorba de aprobarea bugetului, trebuie să-l invităm pe domnul șef de ocol aici, pe domnul contabil și fiecare dintre dumneavoastră vede și le punem întrebări ca să ne explice, ca să înțelegem că noi suntem atât de rămași în urmă că unele lucruri nu înțelegem. Că e vorba de 5 miliarde de lei și nu știm unde s-a dus banii ăștia. Și poate ne explică dânsul. Sunt mai multe aspecte din câte am înțeles. Sunt mai multe aspecte. Sunt de acord. Deci aici încadrarea personalului silvic nu corespunde la nivel de conducere. Am cerut și lista personalului. Deci domnul șef de ocol am înțeles că este încadrat ilegal, practic, printr-o hotărâre de consiliu local și ar trebui să se raporteze la personalul silvic, salarizarea personalului silvic din regia Rom-Silva națională și nu se întâmplă treaba asta. Am înțeles că salariul lui este cu mult peste limita admisă și care se regăsește în Rom-Silva. Ce să mai spun? Noi nu suntem Rom-Silva oricum. Acolo s-ar justifica pe undeva un astfel de salariu, dar la nivel de un ocol silvic care are o pădure mai mică așa, o suprafață de pădure mai mică, nu putem să ne raportăm cu el. Și cu pagube de miliarde de lei. Și cu pagube despre care rapoarte nu prea apar. Nu prea apar. Și din ce înțeleg eu, Consiliul de Administrație, cel nou nu beneficiază de suport din partea conducerii ocolului silvic. Deci nu se pune la dispoziție, asta e foarte bine de să știe toată lumea, nu se pune la dispoziția noului Consiliu de Administrație documentațiile care se solicită de către ei. Din partea Consiliului efectiv o balanță, deci au solicitat o balanță la decembrie ca să vadă pe ce se bazează raport și tot și bugetul, ca să se poată forma, ca să fie o continuitate. Așa se face, normal. Trebuie să ai o continuitate de activități și trebuie să creezi un buget pe baza activității pe care ai avut-o. Deci aici totul s-a desfășurat ilegal. Dacă noi acceptăm o treabă de asta, deci ar trebui foarte urgent să vină, deci nu așa, să vină foarte urgent cei de la ocolul silvic să ne spună ce vor să în continuare să încalce legea, să țină ritmul ăsta, că atunci nu știu dacă are rost să fim și noi aici. Că lumea ne întreabă la un moment dat că voi ce plătiți consilierilor? Luați pădure? Trăiți de pe urma pădurii tot? Sau tăceți și... Sunteți complicit. Păi nu? Și mai am o chestiune. E vorba de doborâturile care au fost. Ce măsuri s-au luat pe doborâturile alea? Cine inventariază? Cine inventariază atâta mare de doborâtură? Încă o problemă. Acolo unde sunt partizi în lucru. Dacă sunt partizi în lucru, ce măsuri s-au luat? Trebuie oprită exploatarea. Deci măsuri urgente, exploatarea toată oprită. Deci nu ne apucăm și cărăm fiecare cum vrem. Da, înainte să discutăm, am uitat că am un de la Consiliul de Administrare o adresă către noi. Vreau să citesc că chiar e vorba de ce ziceți dumneavoastră. Aici zice Consiliul de Administrare RPL Ocolul Silvic Ghimeș-Făget. Către Consiliul Local Comunei Ghimeș-Făget.
Prin prezența am dorit să vă informăm că în urma analizei efectuate în cadrul Consiliului de Administrare am ajuns la concluzia să facem o comisie silnică din care să facă parte doi consilieri locali și un reprezentant al Consiliului de Administrare. Menționez că această comisie va avea calitate de observator pentru verificare pe teren și va funcționa conform unui regulament stabilit ulterior de ambele părți, Consiliul de Administrare plus Consiliul Local. Iar ce a zis dumneavoastră, ăsta cere Consiliul de Administrare să se formeze o comisie. Foarte corect. Să verifice. Dar aș veni cu o completare. Eu aș veni cu o completare la chestia asta, pentru că e foarte bine că putem noi să din partea Consiliului Local să luăm parte, dar vedeți dumneavoastră, noi nu o să putem permanent să fim acolo cu ei. O, am vrea să vină un terț care este calificat în chestii de genul ăsta, vă rog să faceți o adresă către ei. Deci un terț, o firmă specializată sau o instituție specializată complet în control silvic. Ca să-mi spunem exact care este problema acolo cu un raport prin care să se vadă exact. Atâta doburătură, atâta tot, dacă se găsește cioate pe teren. Cât se găsește un nou Consiliu de Administrație când intră? Toată treaba asta, dacă se formează comisia asta între Consiliul de Administrație și Consiliul Local, acolo se poate discuta și se poate cere. Nu știu cât de posibil e că foarte mult doborături de vânt sunt și în alte județe și în județul ăsta și nu știu cine și pe cine pot să-l chem. Dar eventual, dacă se face o comisie, în comisie o să fie și silvici care se pricep, totul se poate analiza și se poate verifica pe drept. Eu de aceea vă propun acum pentru dumneavoastră să alegem dacă doi consilieri sau trei. Da, vă rog, domnul. Domnul președinte, de acord cu ce a spus domnul consilier, referitor la adresa asta, da. Sunt de acord cu delegarea a doi consilieri, dar ar trebui, din punctul meu de vedere, făcut proiect de hotărâre pentru treaba asta și din, poate s-ar oferi voluntari și din cetățeni măcar doi, din comuna noastră. Pentru că ei acum au dobărături, au personal silvic, deci nu îi îngreunează nimeni lor lucrarea ca să meargă la teren să culeagă informații. Cum să nu? E proprietatea comunei, doamnă. Deci asta este proprietatea comună. Nu e privată, dar e proprietatea comune Ghimeș-Făget, din care, care comună Ghimeș-Făget are cetățeni. Părerea mea, nu este proprietate de stat, este proprietate comune. Și consilierii sunt proprietari, sunt în comună, că dacă e consilier, dacă nu... Nu, dar cel mai bine ar fi să fie participare și din rândul populației, cel mai bine ar fi ca să nu apară. De ce să apară numai consilier? Nu, doamne, să vină și din populație care are să vadă. Domnul consilier, găsiți oameni... Păi trebuie anunțat să știe oamenii să vină să vadă despre ce. Cel puțin... Păi toată lumea spune că ăștia care 20 de aici în comuna asta, altceva nu fac decât care. Păi atunci să vadă și lumea că... De ce? Ce se întâmplă? Nu mai puțin, domnul Oltean, dacă vedeți. Doamna secretară, acum dacă sunteți de acord și dumneavoastră, să facem propuneri pentru doi consilieri care o să fie și după aceea restul consilierilor care consideră să vorbească cu cetățeni, să vie cu nume care să se prezinte, facem un proiect de hotărâre. Da. Nu e mare lucru și trecem și consilieri și oamenii respectivi care vor să se facă atunci împreună cu Consiliul de Administrare un tabel pe dată și când se verifică și poate reușim să... Domnul președinte, o întrebare. Din partea cetățenilor sunt care sunt cu studii silvice. Deci nu unul care... Nu, cu studii silvice, că mă gândesc că s-ar găsi. Partea cetățenilor, exact cum ați zis, ca să facă parte din comisia asta, e voluntar. Domnul Gărbea, aici n-am pus noi problema. Poate să fie și popă și silvic, cine vrea. Nu, e foarte corect. Trebuie să facă obligatoriu și din populație. Deci să vină populația să vadă despre ce e vorba. Vă rog să... Această comisie nu va merge doar pe teren să analizeze doborâturile. Această comisie o să analizeze probabil și hârtii care nu sunt pentru publicul larg. Înțelegeți? Adică nu avea secrete. Adică nu este vorba de secrete. Nu avea secrete. Este vorba de avere comune, domnule consilier. Este vorba de niște documente.
Consiliul la administrație, acolo unde se referă. Înțelegeți? Domnilor, e vorba de documente. Noi acum am vorbit în teren despre asta, despre situația din teren. Nu numai despre doboritori, să vadă oamenii ce se întâmplă. Să vadă. Propuneți. Și uite, acolo ar putea să vină și o televiziune din asta. Acolo, pe teren, să filmeze tot. O televiziune cum ne filmează aici în Consiliul Local, să meargă. Uite, îl limităm pe domnul să meargă acolo. Asta discutați când se formează. Mă rog să formăm. Eu discut aici, domnul președinte, că aici trebuie să auzim toți, că aici între noi sunt consilieri care beneficiază, domnule. Propunerea care am făcut-o referitor la cetățenie să fie consemnată în procesul. Da, o să fie consemnat. Aici sunt consilieri care mai mult sau mai puțin sunt într-un conflict de interese. Și atunci cum? Adică să meargă doi consilieri care sunt în conflict de interese pe teren. Nu se poate. Unul e pădurar, altul e agent economic. Cum vine? Cine? Vârstancel. Dacă e de acord. Cine e pentru? Cu proiect de hotărâre. Da. Și încă? Și Veneală Valentin, Marte, Ipsen. Și? Că sunt de acord. Oltean Viorel. Al doilea Oltean Viorel. Ați spus că puneți studii silvice. Nu putem pune pentru că... Nu, din partea cetățenilor. Din partea cetățenilor vom lua noi consilierii pe cineva. Și Vârstangelul. Da. Cine-i pentru? Dar o să fac pe ședința următoare proiect de hotărâre cu hotărâre de Consiliu și să... Deci nu cu hotărâre de Consiliu, dar cu un aliniat acolo și cu... voluntar cetățeni. Domnul Vărzan, aduceți deci, ca observator o să trec, poate observator, să participe și cetățenii ai comune, așa. Care vor fi trecuși ulterior pe o listă într-o participare. Sigur, corect, da. Altceva, domnilor, mai aveți domnul Gârbea, domnul Ordean. Am multe, dar două puncte ridic și vreau am terminat. Vă mulțumesc atunci. La Fiuștea Șuță, ar trebui să, dar nu e aici domnul viceprimar, din păcate, dar o să zic și lui. Acolo s-a făcut o bucată de drum de cetățeni și cam bălegarul, cam jumătate de metru. Ar trebui să aducem niște pietriși acolo, măcar până unde poate să urce mașina, să lase acolo și de acolo o să ia cu căruțele și o să pune pe drum. Tot cu iluminatul public, tot acolo, pe Fiuștea Șuță. Nu este iluminat public, nu ar becurile, ar trebui schimbate becurile și cu iluminatul public care absolut niciun bec nu are, adică am fost la fața locului și m-am uitat, pe Bortoșul Potocov, acolo deloc, nici unul, absolut nici unul. Doamna secretară, nici pe Bolovăniș, acum am avut și cu Digu că iar vine aprobare, dar am avut clarificări că se face. Doamna, mulțumesc frumos. Pentru ședința următoare, din partea Ocolului să vină cu execuția bugetară pe 2019 și bugetul pe 2020. Ajungem iarăși la finalul martie, când nu bugete aprobate. Și cu tabelul de... Și ce am solicitat Consiliului de Administrație, în ședința de comisie. La Consiliul de Administrație nouă sau veche? Consiliul de Administrație nouă. Nouă, că veche nu se mai... Păi da, dar Consiliul de Administrație veche ar trebui să de niște răspunsuri, că aici ăștia noi n-a fost... Ăștia noi trebuie să preia toate informațiile de la ăia vechi și să meargă pe baia la informații. Vă mulțumesc, domnul Ordean Caru. Vă mulțumesc, domnul Iesa. Vă mulțumesc, domnul Suciu. Mulțumesc, domnul Vârsan. Aș avea. Da, vă rog. Referitor, aduc iar o discuție la Hoșu. Chiar dacă e un proiect aprobat, e vorba de o comisie care s-a format. La un moment dat vă întreb pe dumneavoastră, comisia respectivă sau cine ar trebui să meargă la teren, pentru că la un moment dat aceiași fermieri care n-au curățat vin și solicită iară pășune. Deci nu s-a curățat pășunea. Cine verifică pentru că fermierii aia ori să-i oblige să-și curețe pășunea, ori să nu-i primească la licitație? Nu se poate găsi o modalitate de asta? Eu cred că ar trebui pe zone. Pe zone sau pe truburi ales.
un om din comună, din comună care cunoaște bine terenul, și să fie un ședința trecută s-a format o comisie care analizează ofertele noastre. Asta, exact. Are și atribuțiunile să se deplaseze la teren acea comisie? Nu, legea nu prevede. Și atunci nu ar trebui cine merge la teren? Sau cum să rezolvă problema asta? Ce prevede legea a făcut. Restul rămâne la atitudinea Consiliului Local și la atitudinea primăriei să organizeze comisii pentru verificarea pășurilor. Rămâne la atitudinea Consiliului Local. Dar exact asta vreau. Da, asta vreau. Urmează când ajungem acolo. Mi se pare că și dumneavoastră sunteți în comisie. Dar sunt deja fermieri care vin la licitație. Când? În legătură cu coronavirusul, cu chestia asta, dacă la nivel de comună se conștientizează sau s-a primit vreo informare de la DSP, care ar fi la noi în comună, ce pași, că noi ar trebui să nu ne ia nici pe noi prin surprindere. Ce facem în caz de sunt probleme? Trebuie să ne spălăm mai des cu apă și săpun. Trebuie să ne spălăm, domnule, dar în afară de asta, să zicem că apare zona de izolare. S-a gândit primăria la... La nivelul județului Bacău este un spațiu pentru carantină. Unde este? Am văzut că un liceu au golit și... S-a mutat de la liceu la marginea orașului. Dar trebuie să știm și noi ce se întâmplă, totuși că nu suntem... De aia am pus întrebarea asta. Chiar și de aici, la Bacău, să fie duș. Populația să fie avizată. Niște aviziere, niște treburi ar trebui. Nici în țară că nu s-a depus la ceva. Nu suntem, dar și noi, ca și comună... Nu să luăm înaintea, știți? Dacă nu suntem, n-avem măști, n-avem, nu se găsesc ăsta, nu se găsesc ăștia. Știm măștile, știi cum e, cu mască sau fără mască, nu prea are importanță. Luăm sutienul de la soții și tot punem un sutien și tot mergem mai departe. Bine, vă mulțumesc că domnul Ordean, care vă rog dumneavoastră mai aveți. O întrebare cu pășunile. Eu aș solicita că la ședință următoare, să vină domnul viceprimar cu toată listia, cine a fost și cât a fost luat suprafețele, câte hectare, și atunci fiecare știm că care a curățat, care n-a curățat, că așa vorbim unul, că ăla n-a curățat, că ăla lui ăla, că ăla lui ăla, dar nu știe nimeni precis. Renume, de 4 ani să solicită lista aia și încă n-ai dat în posesia noastră. De 4 ani. La mine nu este. Doamna secretară, în ședință publică. Este cazul să registreze. Cine n-a făcut? Vă mulțumesc pentru închid ședința, vă mulțumesc pentru că ați participat la ședință, vă doresc o zi bună, la mulți ani tuturor, sănătate, numai bine. Mulțumesc frumos!